Noi ne pornim într-o nouă călătorie să explorăm insula Tassos. Să vedem ce locuri frumoase sunt pe aici. Și încă cu ATV-ul va fi o experiență superbă. Pa, pa, mama! Aici ATV-ul poți închiria pentru 24 de ore la un preț super, super bun. Da, da, Radu? Da. Deci, da, Radu... Nu poți să te închei? Cum arăt? Radu ne-a propus această aventură și noi am fost de acord. Am ajuns la Pecos, să alimentăm ATV-ul. Salut, Miriam! Tata! Dani! Noi alimentăm ATV-ul. Miriam, cum îți pare? Super! Noi gata. Radu vrea să parcheze un pic ATV-ul mai într-o parte. Și plecăm mai departe. Aici noi avem harta traseului nostru. Noi trebuie acum să ajungem, iată aici, la o cascadă. Haideți cu noi! Am plecat! Drumul este pietros. Iată, am ajuns. Priviți ce frumos. Super. Wow, ce frumos. Toată echipa merge la cascadă. Cum, Cătălina, călătoria? Super, super, super. E mai fain decât în mașină, da? Este foarte frumos, priviți. Am ajuns la cascadă. Iată. Noi ne-am oprit la magazin și vrem să cumpărăm ceva. Am luat apă. Am biscuiți. Și așa sunt. Noi am luat apă. Și biscuiți. Da, mănânci din ăla. Ce mănânci din mâncarea? Ce se vrea ține? A, de la mine vei? Eu vă zic, Catalina.
Eu mă duc acasă, uși. Tot să dorm. Rad, tu ai obosit? Nu. Nu, Rad n-are cum să obosească. Îi plac aventurile. De obicei somn la miaz, dar acum ne simt somn. Cu așa transport, n-ai cum să trăi la somn. Noi mergem printr-un orășel. Atât de frumos este. La plaja din ce? Dramurel. Iată și găsicul Miriam. Iată o mașină. Toată Dramura este scoasă de aici, din munți. Așa să vă arăt munții. Iată, ajungem. Iată. Iată, găsicul. Aici este carieră. Din Bramură. Și acolo mergem și la plajă din Bramură. Uitați ce carieră mare! Este o vale destul de abruptă. Trebuie de mers încet. Priviți cât de departe este. Noi deja ajungem la plajă. Iată. Noi am ajuns. Uitați-vă ce frumos este aici. Bine, e frumos. Foarte. Ce ai pățit, Miriam? Am căzut cu piciorul în apă. Ai căzut cu piciorul în apă. Dani și-a spălat părul. S-a pregătit de o nouă aventură, da, Dani? E poze, mai degrabă, zis. Eu mă șterg cu mâna. Cătălina mi-a ceva acasă la bebelușă, mai da? Repede. Mai repede să o hrănim și mergem mai departe. Iată, pe așa drum mergem noi. Și aici este marea. Am ajuns acasă. Melania ne aștepta. Da, sunt supărat. V-ați dus fără mine. Da. Noi pregătim mâncare pentru ca să mâncăm. Prânzul. Cristina tăia salam. Aici avem cartofi de aseară. Îi încălzim și vom mânca. Thank you.